Sibienii sunt încă în febra înscrierilor, acum este rândul celor care au copiii de creșă și grădiniță. Atenție însă, dacă la grădinițe locurile sunt suficiente, în ceea ce privește creșele, se pare că lucrurile nu sunt tocmai roz. Înscrierea la grădinițe pentru anul școlar 2012-2013 se va încheia la finele acestei luni. Părinții care trebuie să-și înscrie micuții în ciclul preșcolar au la dispoziție 4576 de locuri în cele 20 de grădinițe cu program prelungit și 3 cu program normal existente în oraș. Sunt puse la bătaie mai bine de 1500 de locuri pentru copiii de 3 ani, 1400 pentru cei de 4 ani și cam tot atâtea pentru cei de 5 ani. Din această toamnă, copiii cu vârsta de 6 ani vor merge la școală în clasa pregătită. Municipalitatea a alocat și pentru acest an o sumă de 1,2 milioane pentru investițiile în grădinițe, tocmai pentru a oferi copilașilor care frecventează grădinițele de stat condiții cât mai bune. Anul acesta școlar, adică în anul 2012-2013, vor fi disponibile peste 4500 de locuri în grădinițe, iar vestea cea bună este că pentru copilașii care intră acum la grădiniță, vor fi ceva mai multe locuri. Locuri vor fi disponibile și pentru cei care vor să-și dea copilul la creșă. Numai că la acest capitol, Sibiul este ușor deficitar. Asta pentru că cererea este mult prea mare pentru cele doar 425 de locuri disponibile în creșere municipiului. Până la ora actuală au fost deja depuse 180 de cereri încă de anul trecut. Acestea vor trebui înnoite la data de 1 iulie, când va începe efectiv înscrierea la creșă. Pe lângă numărul mic de locuri disponibile, municipalitatea sibiană se mai confruntă și cu o altă problemă: lipsa personalului. Posturile sunt blocate și nu se pot face angajări pe locurile de îngrijitoare rămase libere. În încercarea de a soluționa problema, primăria sibiană a intrat în conflict cu cei de la Curtea de Conturi. Una din preocupările noastre este extinderea capacității creșelor. Din păcate, intervine o problemă majoră, și anume politica neînțeleaptă a ultimelor guverne, care ne-au tot limitat angajările. Deja nu mai avem suficient personal nici măcar pentru locurile pe care le avem acum. Am externalizat o parte din servicii, adică am angajat persoane cu alt fel de angajament decât pe serviciu creșe, și deja s-a găsit cineva foarte inspirat de la Curtea de Conturi să încerce să ne rețină sumele respective. Deci, pe de o parte, guvernul nu permite angajări și taie posturi. Dacă vrei să rezolvi problema pe de cealaltă parte, vin foarte înțelepții de la Curtea de Conturi și găsesc orice metodă inadecvată. Am fost chiar foarte supărat când cei de la Curtea de Conturi, întrebați fiind ce trebuia să facem, au răspuns sec: trebuia să închideți creșa. Deci, trăim într-o țară în care puțină lume înțelege care sunt nevoile comunității. Guvernul sigur nu, Curtea de Conturi sigur nu, și mai sunt câteva instituții de tipul ăsta. În încercarea de a crea condiții cât mai bune pentru copiii din instituțiile de învățământ din oraș, municipalitatea a alocat 1,2 milioane de lei pentru investiții. Cele mai importante lucrări vor fi executate la grădinița 42 și la grădinița 43. Aici se va lucra pentru reamenajarea blocului alimentar, reabilitarea subsolului și înlocuirea tâmplăriei existente. Investiții au fost și în creșele sibiene. În ultimii 5 ani pentru acest segment au fost alocați 600.000 de lei.